Pentru început, imaginile momentului la Digi24 care arată amploarea bombardamentului rușilor care au ucis cel puțin 18 oameni și a rănit alți peste 60 într-un centru comercial în Kremenciuc. Proiectilele au căzut peste mall în miezul zilei, când la cumpărături se aflau peste 1000 de oameni, au provocat un incendiu uriaș. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că numărul celor uciși și răniți va crește, deoarece ar mai fi încă oameni prinși sub dărâmături. La solicitarea Ucrainei, Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi pentru a discuta despre cele mai recente atacuri ale Rusiei asupra zonelor civile. Amploarea dezastrului provocat de armata lui Vladimir Putin la centrul comercial din Kremenciuc este vizibilă cel mai bine din aer. Magazinele care se întindeau pe aproape 10.000 de metri pătrați au fost făcute una cu pământul. Doar o minune a făcut ca sute de oameni care se aflau în centrul comercial să iasă în viață de acolo. І по тілу б'є, щось б'є, осколки це чи що це падає, все просто розриває щось. І потім приземляєшся і, не знаю, може бути сознання, може сознання, я даже не поняла нічого. Я відкриваю очі і тут дві якісь плити, типу. І я кричу «помогите» і откуда-то вода якась. Да. Оборваны в крови полностью, там девочка якась падала, мы ее поднимали, выносили, тянули эту девочку, она падала, сознание теряла. Bombardarea mall-ului din orașul Kremenciuc este unul dintre cele mai sfidătoare atacuri teroriste din istoria Europei, a spus președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар саме у цей торговельний центр. Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Nu a fost prima dată când rachete rusești au lovit Kremenciuc. La începutul războiului, proiectile lansate de armata Kremlinului au lovit rafineria din oraș, cea mai mare din Ucraina, și puncte de infrastructură.